Bună dimineața și bine v-am găsit. Ne uităm pe graficul indicele german DAX pe un interval timp H4, unde sesizăm definirea unei traiectorii pozitive. Deschiderea ședinței de astăzi cu un ghep pozitiv pare să reflecte optimismul cu care au evoluat piețele asiatice și mai ales cele americane. Am avut mișcări de apreciere atât pentru principalii indici americani, cât și pentru indicii din China și din Asia. Și de asemenea, piețele cred că au luat în considerare publicări pozitive din partea PIB-urilor pentru Elveția, Canada și Australia, economii care au demonstrat un avans în ultima perioadă. Pentru indicele german DAX avem în vedere posibilitatea ca astăzi piața să continue acest trend de creștere și vedem ca principale regiuni de rezistență active în cadrul sesiunii de astăzi 9850, 9900 și 9940 de puncte rezistență activă încă din perioada 15 ianuarie 2016. Suportul care ar putea să aibă efect astăzi se regăsește la 9750 de puncte. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, o zi frumoasă, la revedere!